Bacalaureatul a debutat la începutul săptămânii cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În județul Constanța, candidații sunt evaluați în 51 de centre. Eu consider că această probă este ușoară pentru mine. Aștept proba scrisă, care o să fie mai dificilă și cred că atunci o să am cele mai mari emoții. Cele mai mari emoții le-am la română și la biologie. Da, am puține emoții. Nu sunt din România, sunt din Germania și da, sper să fie bine. Subiectele au fost accesibile, chiar interesante. Am văzut că au capacitatea de a argumenta, de a-și susține foarte bine opiniile. Cum va fi la proba scrisă? Acolo va fi mai greu, mai au timp să se pregătească. Chiar le-am spus, de acum au mai scăpat de emoții, să pună mâna să învețe ca să se descurce foarte bine. Dacă probele orale nu îi sperie prea tare pe candidați, gândul examenelor scrise îi înspăimântă pe mulți dintre aceștia. Peste 1200 de absolvenți de liceu constanțeni din promoția 2013 nu s-au înscris să susțină bacalaureatul. Avem un număr de 6.064 de înscriși din seria curentă și 1.654 din seria anterioară. În momentul de față avem 7.345 de absolvenți la finalul anului 2013, însă înscriși pentru examenul de bacalaureat sunt 6.064, așa cum vă spuneam. Diferența fiind reprezentată de elevii ce nu au reușit să-și încheie situația școlară până la data finalizării înscrierii examenului de bacalaureat. O noutate a examenului de bacalaureat de anul acesta o reprezintă subiectele diferențiate în funcție de profilul urmat de fiecare candidat în parte. Este vorba de fapt despre o adaptare a subiectelor cu numărul de ore și a programei pe care fiecare elev o parcurge. Astfel încât subiectele pe care le vor primi la bacalaureat să reflecte într-o măsură cât mai mare sau să se poată rezolva într-o măsură cât mai mare, folosind cunoștințele pe care le-au acumulat sau ar fi trebuit să le acumuleze în perioada de liceu. Prima probă a sesiunii de vară se va finaliza pe 12 iunie. Pe 13 iunie este programată evaluarea candidaților care au studiat limba maternă. În județul Constanța se află în această situație doar 12 candidați de la Colegiul Național Kemal Atatürk din Medgidia.